Mă numesc Anda Horoba, am 24 de ani și vin din localitatea Molișet, comuna Târlișu, a județul Bistrița-Năsăud și reprezint cu mândrie Valea Țibleșul. Familia mea, toată lumea cântă, tata cântă la vioară, sora mea vocal, bunicul a fost cel mai mare fluieraș de acolo din zonă. Bunica mea, mama mamei, cântă foarte frumos, chiar puteți urmări pe YouTube un proiect cu noi împreună, cu toate trei, și îmi doresc foarte tare. Acesta este unul din motivele pentru care eu vreau să particip la Vedeta Populară, să urc cu mama și cu bunica pe aceeași scenă și să arătăm oamenilor cum folclorul a fost transmis din generație în generație până la mine. Pe lângă faptul că îmi place foarte, foarte mult să cânt, îmi place foarte mult să fiu pe scenă, îmi place foarte tare moda, îmi place foarte tare actoria. Iuha, Mărioară! Tu luaie, că n-aude asta nimeni. Tu, Mărioară, ți-ai doamnă Frama! Unde doba stă capul? E foarte ciudat atunci când îmi cere cineva să mă descriu, pentru că tot timpul eu spun că în mine se bat cumva cap în cap două laturi extreme. Una este foarte îndrăgostită de vechi și de folclor, iar cealaltă este foarte îndrăgostită de nou, de inovație. Și toată lumea mă întreabă, păi, care e legătura dintre aceste două laturi? Și zic, cum puteți să întrebați chestia asta? Eu sunt legătura dintre cele două laturi. Adică pot să îmbin cumva, într-un mod armonios, trecutul cu prezentul și să iasă ceva inedit și diferit, pentru că lumea este într-o continuă dezvoltare și oamenii au nevoie să vadă și altceva. E drăguța ta, măi, la 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 la, zice rău toată lumea, mă la la la, și e tineri un sat, la 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 la, pentru cine m-ai lăsat, la la la, râdiul sat și râdiul lume, că nu-i frumoasă ca mine, ai la 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 la. Și-ți bade și hultiește, la 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 la, că nimeni nu te oprește, la la la, că nu-ți dinta și la neam, la 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 la, grija ta bade să o am, la la la, și nu-ți dinta și ajiță, să duc doar două bună bădiță, la 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 la. Are clipuri de milioane de vizualizări pe YouTube. Ea e faimoasă. Că eu svineam de minie, la 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 la, ca tine o-i găsă omnie, la la la, casa voastră-i pusă-n dâmb, la 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 la, tată toi o nu mână tâng, la la. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Ești foarte frumoasă! Mulțumesc din suflet, asemenea! Cine te-a gătit? Te îmbraci singură, de regulă? De regulă, da, astăzi m-a ajutat mama, din fericire pentru mine. Este cu tine aici? Da. Hai să vedem ce zice juriul. Grigore Leșe, vă rog! Din toată Bistrița, numai melodia asta ai aflat-o. Asta mi-e pe suflet, iertați-mă! Ești pe suflet, da, bine. Da, pe suflet, nu-ți cartea asta cumva. Dacă nu mă înșel, cred că o am. Așa, și de ce n-ai ales de aici un cântec? Acesta a fost primul care mi-a venit în gând și am zis cu acesta vreau să merg, mai ales că doamna Valeria, fie iertată, Am îndrăgit-o de când am fost mică și ziceam eu, poate îmi poartă noroc de acolo, de la Doamne, Doamne. Bun. Dacă totuși te apropii de melodie, nu schimba anumite intervale în cântec. Piși pe acolo, cânți altfel. Sigur, ne putem permite orice. Dar dacă o cânți, mă, cânt-o perfect, mă. Mulțumim. Elize Stan. Ce să zic, Grigore, tu ai zis, dar noi știm că una dintre caracteristicile folclorului este și aceea că fiecare poate să creeze, să mai adauge. Poate nu-și aduce aminte, mă rog, pornind de la oralitate. Doamna Elize, numai un pic, repet, numai un pic o să subliniez. Doamne, această melodie nu există nicării. E o melodie pe care Valeria Padrescu, pe melodia aceasta de joc, să spunem, da, a adaptat un text și gata, eu la asta mă refer. Nu e în regulă. Pe, ei trebuie să aibă repertoriu. Repertoriu de unde să-l ia? Păi, din cărți. Păi ea spune că e la Academia de Muzică. Mie mi-a plăcut. Bravo. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Bogdan, te rog. Nu știu de ce te-ai orientat către cânt ăsta, îndeosebi că nu ești o fată simplă de la țară. Ești o fată care înțelege foarte bine ce înseamnă PR-ul, înțelegi foarte bine ce înseamnă imaginea, înțelegi cum îți construiești o imagine. Ai filmat mai multe videoclipuri decât mine. Eu n-am filmat niciun videoclip în viața mea, să ne înțelegem. Eu nu filmez videoclipuri. Nu înțeleg cum de te-ai aruncat tu în cântecelul ăsta. Nu știu cine ți l-o fi sugerat, dar mi se pare că pentru o studentă de la muzică e foarte puțin, mai ales că tu-ți dorești carieră. Carieră consistentă. Nu o supă călâie așa, că nu e nici fierbinte, nu e nici rece, nu e nimic. Nu știu cum să zic. Eu chiar sunt un pic dezamăgit, Anda, mai ales că știu că tu ai și niște experiență în zona asta. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Cu drag, cu drag. Mulțumim. Cornelia, te rog. Anda, mi-aș dori să simt la tine o profunzime aparte. Să nu-ți dorești celebritatea foarte rapid, să câștigi foarte mult, foarte repede. Lasă-le să vină frumos spre tine. Și de fiecare dată, cu fiecare treaptă, fii așezată. Pentru că poți să te duci foarte sus. Ai cu ce. Bine, mulțumesc. Mulțumim. Niculina, te rog. Tu ai foarte multă notorietate în online. Social media. Ai înțeles foarte devreme că nu este de ajuns. Și calitatea este aici. Îți dorești această notorietate care este total diferențiată de social media. Total. Valoarea reală este aici. Acest show, acea orchestră, acest juriu și părerea fiecăruia dintre noi. Asta este ceea ce trebuie să ne dorim noi de la tineri, să exerseze, să înțeleagă singurei, prin greșeli, prin ceea ce fac și să-și corecteze drumul, să meargă către ceea ce trebuie să facă. Eu te felicit! Mulțumesc din suflet! Doamne ajută! Doamne ajută! Ne vedem mai târziu! Domnule, și aveți Facebook, aveți, sunteți, nu? Eu nu am nimic, eu nu știu în ce limbă vorbiți aici. Că eu nu înțeleg limba asta. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, Gheorghe să trăiască, la mulți ani. La mulți ani. Hai să ne îmbrățișarea lui Gheorghe. Ia să o văd, ia să o simt. Și bravo ție, bravo. Mie mi-a plăcut foarte tare. Eu vă iubesc pe toți, eu v-aș trece pe toți. Cred. Simți mai departe. Îți simt pumnii. Mulțumesc din suflet. Mor după zâmbetul ăsta al tău. Deci aș sta și m-aș uita la el tot timpul. Pe unde ies? Pe aici! Ca să nu te mai țin la poveste, să nu te certe, Mări. Lasă că vorbim în culise. Tăiați acum că am puține. Vreau să-i mai spun puțin despre cum trebuie să cânte.